Salutare, eu sunt Cristian Bancu și astăzi voi face un videoclip despre prietenii falși. Fiecare dintre noi are prieteni grași, slabi, înalți, scunzi și așa mai departe. Acești prieteni au un rol foarte important în viața ta. Ei sunt apropiați de vârsta ta și te pot înțelege mai bine decât familia. Uneori, tu ești mai apropiat de ei decât de familie. Importanța unui prieten în viața ta este foarte mare. Cu el interacționezi, cu el vorbești, cu el, el te educă. Dacă ai un prieten să te ajute în orice moment și să-ți ridice moralul, atunci ești un norocos. Prietenii adevărați se găsesc din ce în ce mai greu. A cui este vina? Normal, a noastră. Noi acceptăm să ne conducă cine ne conduce. Noi acceptăm să fim mințiți și să fim păcăliți pe față. Noi acceptăm să deschidem televizorul și să ne bucurăm de necazul altora. Și tot noi acceptăm și tot felul de pastile de care nu avem nevoie. Dacă noi nu acceptăm aceste lucruri, nu va mai fi goana după avere sau bani. Dacă nu e goana după avere sau bani, atunci lumea poate fi mai prietenoasă. Este important să știi pe cine ai alături în viața ta și de cine să te ferești. Prietenii falși și profitorii nu ne ajută cu nimic, ba mai rău ne încurcă viața. Un prieten fals se poate vedea și după prima privire. În general, prietenii falși vin atunci când ai ceva ce ei nu au. Ca de exemplu, fericire, popularitate, iubită, bani și așa mai departe. Un prieten fals nu ți este aproape atunci când ai nevoie de el. Motivele? Doarme, este plecat, nu are chef, nu știe și altele. Dacă ai prieteni care în momentul ăsta mint pentru tine, îi poți lăsa baltă, pentru că mai devreme sau mai târziu te vor minți pe tine. În general, prietenii falși sunt mincinoși. Mint în fața ta fără nerușinare, vorbesc despre familia lor și despre ei, asta doar ca să crească în fața ta. Mai sunt și prieteni bârfitori, care îi bârfesc pe ceilalți de față cu tine. Tu nu-ți dai seama că te afli în aceeași oală cu ceilalți. Cum am spus și mai devreme, mai târziu o să te bârfească și pe tine. Și prieteni critici care critică orice le iese în cale, nu contează că e prieten, dar poate să le fie chiar și rudă. În viață dai de tot felul de prieteni. La o vârstă îți poți da seama dacă ei sunt prieteni buni sau prieteni falși. Încearcă să eviți cât mai mult posibil compania prietenilor falși și să nu îi lași brusc, să îi lași treptat. Pentru că dacă îi lași brusc, se vor duce la alții și vor minți și te vor jigni. Mulți spun că au o viață urâtă și nu știu de ce. Este din cauza prietenilor. Înconjoară-te de oameni cu care te simți bine. Majoritatea prietenilor falși merg pe ideea dacă râzi, râdem toți, dacă plângi, plângi singur. Dacă te deranjează cineva, nu trebuie să-i postezi pe pagina de Facebook sau pe alte rețele de socializare mesaje. În momentul ăla te cobori la nivelul lui și s-ar putea să te facă. Un cerc de prieteni nu îl faci cu un compas, îl faci cu foarte mare grijă și foarte multă atenție. Și nu uita că cel mai bun prieten îți poate fi în același timp și cel mai bun dușman, pentru că îți cunoaște toate punctele slabe. Poate că te-ai întrebat sau te întreb chiar acum cum îți poți face prieteni buni. Majoritatea prietenilor buni sunt ca umbra. Umbra apare atunci când afară este soare. Soarele ești chiar tu. Umbra fără soare nu este, iar soarele fără umbră nu există. Tu, câți prieteni adevărați ai?